Bună ziua, dragi prieteni ai emisiunii Destine Celebre și ai televiziunii Etno și bine v-am regăsit! Atât în calitate de interpretă de frunte a cântecului popular din Teleorman, cât și în calitate de realizator de emisiuni folclorice, artista Silvana Râciu este foarte iubită de către dumneavoastră, marele public, și am venit astăzi să-i descoperim povestea de viață. Silvana Râciu! Ei, ce frumoasă ești, îmbrăcată de sărbătoare! Te pup, mă bucur! Mă bucur foarte mult. Mă așteptai? Da, te așteptam cu nerăbdare pentru că te apreciez, știi bine. Ne apreciez reciproc, așa, mi-ești foarte drag de mulți ani și îți urmăresc toate emisiunile, vreau să-ți spun. Și eu te-am urmărit de-a lungul timpului și te apreciez la fel de mult, dar nu mă da, ține în casă, fric, în casă, am înghețat fric, după tine. Verde, verde și iar verde. Silvana Râciu, este o bucurie pentru mine să-ți fiu oaspete astăzi, în ultima duminică din luna ianuarie. Și intrăm într-o lună a dragostei, dacă vrei. Sper să te simți bine aici, în marea asta de roz. Cum ai pășit în noul an?
cu noi speranțe, cu dorința de mai bine. Cred că toți ne dorim lucrul ăsta în momentul în care pășim într-un nou an. Așa este. Să avem cât mai multe realizări, să fim sănătoși în primul rând, pentru că sănătatea... Dacă ai sănătate, le faci, poți spune bine pe toate. Da, dacă nu, e adevărat. Trudești mai mult. Unde te-ai născut? În cel mai sudic punct al țării. Adică în orașul Zimnicea? Da, județul Telorman. Te-ai născut la oraș, nu la țară. Mama mea era înnebunită după cântecul popular. Avea voce, eu zic, mai frumoasă decât a mea. Cum s-a numit mama ta? Steluța. Și tatăl tău? Silviu. Tata încă trăiește, e plecat în străinătate. Mai frați, mai surori? Da, mai am doi frați. Bogdan este fratele meu mai mic, din căsnicia din care am rezultat și eu, însă mai avem un frate mai mare, Giulio, care e din prima căsnicie nereușită a mamei și l-am cunoscut după moartea mamei, din păcate, pentru că... V-ați și apropiat? Da, ne-am și apropiat atunci, pentru că el l-a luat pe fratele meu mai mic să-l crească, să aibă grijă de el. Avea numai 9 ani, cel mic. Și a fost foarte greu. Nici mie nu mi-era tocmai ușor, eu eram în facultate. Ai avut o copilărie frumoasă, Silvana? Da, până copilăria, da. În ziua în care mama ta a plecat la ceruri? Da, copilăria mea chiar a fost frumoasă. A fost așa, o copilărie de țară, dacă vrei, chiar dacă am crescut într-un oraș mic. Care sunt cele mai frumoase amintiri din copilărie? Părinții mei spuneau că sunt un copil cu minte. Eu nu știu dacă m-am văzut neapărat un copil cu minte, făceam și nebunii. Erai alintată a familiei? Alintată eram, să știi. Alintată eram, plăcea să merg numai desculță, să alerg, să... Eram și ascultătoare, eram bună la școală, dar făceam și tot felul de năzbâtii, dar nu ce eram un copil... Ce năzbâtii făceai? Păi, îmbrăcai rochile exemplu, mamei tale? Da, eram pedepsită. În momentul în care eram pedepsită, intram în camera ei toată ziua, n-ai voie să ieși din cameră. Nu-ți spun că tot dulapul era jos, tot conținutul dulapului jos, pantofii toți probați, până terminam tot dulapul de probat, îți dai seama, dura. Fix cât dura și pedeapsa, eram cea mai fericită. Și mi-amintesc că odată bunica mea stătea la curte, părinții mei stăteau la bloc, așa că oscilam, mergeam și la bloc și la curte. Mi-a spus mama, te rog frumos să mă aștepți, trebuia să plecăm undeva să mă aștepți, plecăm nu mai știu unde, să nu cumva să intri în bălți cu sândăluțele și cu șosetuțele, că sunt curate, să nu te văd murdară, bine. Și am ocolit eu așa la, cum am tot uitat, cum să fac, să nu murdăresc nici șosetele, nici sandalele. Așa că m-am descălțat și m-a văzut mama de sus. Și ai plecat desculță până la urmă. Și m-am mers, bineînțeles, prin lacurile respective, dar mama de sus a amuzat pentru că a văzut că, uite, mi-a urmat sfatul, a găsit o soluție, nici să nu se murdărească și totul să se și joace. Erai mai atașată de mama ta sau de tatăl tău? Da, de mama. De tata nu? De tata mai puțin. Era mai exigent cu voi? Era și mai exigent. A fost o perioadă în care ei au fost despărțiți, când eram eu micuță și cred că lucrul ăsta m-a depărtat atunci puțin, deși eu nu mi-amintesc foarte bine episodele, mi-amintesc doar când s-a întors, că mama era foarte supărată și el mi-a adus, nu știu ce, o cutie de bomboane și eram eu încântată, așa că mi-a adus. Mama era cea care se ocupa cel mai mult de mine și când ei erau plecați, că o vreme au muncit în alte locuri decât în Zimnicea. Cu ce s-au ocupat părinții tăi? Mama a fost dirigintă de poștă, o perioadă în Zimnicea, o altă perioadă, știi că pe vremea aceea se lucra pe șantier, se dezvoltau diferite zone și ei erau plecați, se mutau dintr-un loc în altul. Atunci am fost crescută de bunica mea. Și tata tău lucra pe șantier? Da, amândoi lucrau. Da, mama în domeniul ei cu telefonia, tatăl... Sincer, nu știu ce făcea pe atunci, pentru că eram dar mai asistai și la certuri. Da, eu eram foarte atașată de mama, așa încât îi țineam ei întotdeauna partea. Și atunci mă gândesc eu că e un pic firesc, știi? Că copiii sunt de partea mamei de multe ori. Nu ți-a lipsit nimic în copilăria ta? În copilărie n-am simțit lipsuri, e adevărat. Pe urmă a început viața mea să devină așa mai greuță. Și mama ta îți cânta din când în când? Mama îmi cânta, era visul ei să cânt și eu nu prea eram așa topită, încântată să cânt muzică populară
Și la un moment dat, într-o competiție între două clase de a șaptea, cred că am întârziat eu sau nu m-am dus vreo zi la școală și mi-a rămas să cânt decât muzică populară. Bine, hai, fie, cânt muzică populară. M-a auzit un profesor. Pentru prima dată ai cântat muzică populară în clasa a șaptea? Mai cântasem eu așa, cât să-i fac mamei plăcere, dar în casă nu, niciodată pe vreo scenă. Mama ta cânta numai muzică da, populară. Da, mama era nebunită după muzica populară, sigur. Și avea o voce foarte frumoasă, foarte frumoasă, numai că vremurile atunci nu erau așa de la dumneavoastră ei ai moștenit vocea. Clar, 100%. S-a rugat profesorul ăla de mine vreun an și ceva. Carastan Ion îl cheamă, să-i dea Dumnezeu sănătate. Silvana, trebuie să cânți la serbare. După serbare, Silvana, trebuie să cânți neapărat muzică populară. Când am auzit muzică populară... Nu știai niciun cântec de muzică populară? Ba da, știam cântece pentru că îi plăceau mamei și atunci învățase. Care a fost primul cântec pe care l-ai învățat? Un cântec al Vetei Biriș, Tu Ardeal. Chiar i-am spus la un moment dat Vetei Biriș într-o emisiune că îmi place extraordinar de mult cântecul ei și cu ăsta am debutat chiar dacă eu sunt din Telorman. Un cântec istoric. Un cântec istoric, da, îmi plăcea foarte mult. Și muzica din Telorman nu îți plăcea? Deloc. Deloc. Nu-mi plăcea muzica populară în general. Muzica ușoară? Vreau să fac carieră dacă se putea cu muzică ușoară. Pe cine ascultai tu în copilărie? Whitney Houston. Și din muzica ușoară românească, pe cine ascultai? Monica Angel, Marcel Pavel, Laura Stoica. Să știi că îmi plac cam toate vocile din muzica ușoară. Vocile bune. Da, vocile bune. Astăzi... Carte îți plăcea să înveți, Silvana? Da, îmi plăcea. Eu am mai avut de altfel antecedente în ale muzicii. Nu neapărat eu, cât mama m-a pus să învăț vioară. Păi mama își dorea foarte mult să cânți. Da, mama își dorea foarte mult să cânți, să fac vocea, ceva. Dar să da. Fii artistă muzica, până să la urmă. Artistă. Vreau să spun, când eram mică, vreau să fiu artistă la teatru din Moscova. Știi că ne întreabă, atunci când suntem mici, fel de persoane, ce vrei să te faci atunci când o să, când fii, o să mare? Fii mare? Și fiecare spune, doctor, polițist, te mir ce? Și tu? Eu, artistă la teatru din Moscova. De unde până unde, nu mă întreba, nu știu să-ți spun o legătură. Te susțineau colegii tăi? Da, mă susțineau. Și muzică populară? Sigur că da, sigur. La un moment dat, prin 96-97, cred că am participat la primul meu festival. Și am luat locul întâi la un festival județean, nu național, la turnul Măgurele se desfășura, era pe județul Telorman și atunci am început să fiu încântată. Și zic, măi, înseamnă că oamenii ăștia au dreptate, că mi se potrivește muzica încet, populară. Încet, te-ai îndrăgostit de cântecul popular. Dar știi de ce nu-mi plăcea muzica populară? Pentru că nu o cunoșteam cu adevărat. În momentul în care ajungi să cunoști ceva, începe să-ți placă. Sau să nu-ți placă. Eu cunoscând filozofia asta de viață a omului simplu de la țară, pur și simplu m-am îndrăgostit de modul de a versifica fiecare sentiment, fiecare trăire. Pe urmă, încet, încet m-am îndrăgostit. Asta te-a ajutat în cariera ta foarte mult, Silvana Răciu. Da, e adevărat. Și în timp te-ai și personalizat. Nu-ți spun că vis-a-vis de meseria de prezentator, ce crezi că m-a ajutat? Mama, când eram mică, tot timpul îmi spunea, n-ai voie să spui poezile decât cu dicție, cu frazare, trebuie să... Dar ce fac, mamă, că nu mă duc la televizor? Nu contează, tu așa trebuie să înveți să vorbești. E dor să fiu copil iară, în căsuța de la țară, m-am fi oricând dintr-un sat, mă simt copil dintr-o dat. Pe câmpul cu flori zburdam și de sculță alergam, prin iarba în rourată, și-a mea era lumea toată. Unde-i satul cel știam, când prin pomii mă cățăram, din cireș cercei făceam, flori din grădină adunam. Mai fiu fetița mamii, la piept cu drag să mă strângă și-n brațe să mă cuprindă. S-o mai văd pe-a mea bunică, m-a crescut de mititică, cu blândețe mă îngrijea, câtă bunătate avea. Și bunicul mă ținea pe genunchi când îmi spunea povești cu zmei și cu zâne, cum să uita acele zile.
școală în gând, pe descăliță zâmbind, și odaia de demult în care am copilărit, unde stam ore la geam, mititea când eu eram. Mi-e dor să fiu copil iar și de griji să n-am habar. Din odaia mamei mele luam mărgele și inele, ale ei haine mi puneam, ca mama să fiu vroiam. Pe copii de pe atunci, cei ce ne jucam de mici, viața ne-a îndepărtat, toți pe alt drum am apucat. Pe atunci toți ne adunam, zarvă mare mai făceam. Cât era ziua de mare, mă jucam fără încetare. Aievea le văd pe toate, parcă au fost vise de noapte. Au rămas doar amintiri, dar le revăd în priviri. Într-o zi, mama ta s-a îmbolnăvit. Măi, pentru noi vestea asta a fost un șoc. Mama era o luptătoare. Noi ne-am mutat de la Zimnicea ca eu să ajung cineva. M-am mutat după primul an de liceu, în cel de-al doilea, am venit în București. Eram privit așa ca o provincială, însă ea a luptat. A luptat extraordinar. Își dorea foarte mult să vă mutați în București? Da. Dumneai? Și-a dorit, pentru că eu primul an de școală de artă l-am făcut la Alexandria și a spus, nu cred că pot să te ajut așa de mult de aici. Atunci vremurile erau destul de tulburi, era greu cu aparițiile TV, nu cred tatăl că ne gândeam de la asta. Tatăl tău a fost de acord să vă mutați în acea perioadă? Sau? Tata a fost genul de om care v-ați tot timpul a trebuit... A mers și el cu noi, însă a fost genul de om așa mai îndărătnic. Mai unul era optimistul, da, celălalt pesimist. Un pas înainte și patru înapoi. Da, și mama a făcut eforturi extraordinare. Ți-a surâs această idee să vii aici în capitală? Nu m-am putut împăca un an de zile. Adaptarea nu a fost deloc ușoară. Așteptam să ne mutăm înapoi. Pentru că tumultul ăsta... Aveai prietenii tăi acolo. Da, aici, erai obișnuită. Aici eram privită ca o provincială, ce să zic, nu mi-era tocmai simplu. Te simțeai simplu. Marginalizată de către colegii tăi la da. Liceu? La început, da. După aceea ne-am obișnuit așa spre finalul unii cu ceilalți și chiar a fost o perioadă Plângeai foarte frumoasă. Plângeai pe ascuns? De fiecare dată, cred că nu era zi să nu plâng, eu vreau să mă întorc înapoi. Îi reproșai mamei tale. Da. De ce n-am mutat, ce n-am mutat în București? Aici? Până m-am obișnuit, mi-a luat foarte mult, e adevărat. Însă m-a ajutat să vin în București, mi s-au deschis altfel porțile și orizonturile. Am tot locuit cu chirie o bună perioadă de timp, până la un moment dat a luat mama o casă, tata a plecat în străinătate, o bună perioadă de timp. Cu serviciul? Da, cu serviciul și... Nu ne descurcam chiar grozav, adică... Aveați lipsuri atunci? Da, era greu să locuim. Mama făcea toate eforturile omenești posibile. Și ea... Mama ta cam fost stâlpul casei, din câte da, povestești eu, tu. Era și femeie eu așa, și bărbat da, până la urmă, eu așa le am considerat-o, toate. Dar vezi că lucrul ăsta până la urmă a fost fatal. Pentru că nu reușeam să ne ajungem cu banii. A închiria niște tarabe prin piață, se vindeau atunci haine și toate cele împreună cu nașii mei de botez, cu fratele mamei și soția lui și stând în frig, stând în... Vezi și tu cum e iarna, că nu mai pur și simplu nu mai poți. Eu am vândut la aprozar și știu ce înseamnă să stai iarna în frig, sau veri, să vinzi da. La o tarabă și venea, nu este o rușine să muncești. Nu știu câte haine pe ea, își dădea nu știu câte rânduri de pantaloni, nu știu câte rânduri de plovere, de geci, de helănci, de maieuri și de toate și celelalte. Și asta a dus la îmbolnăvire. Și s-a îmbolnăvit, da, foarte, foarte rău. Pentru noi a fost... Un șoc, un dezechilibru, un moment de cumpănă. Era cea care ne conducea pe toți, pe fiecare în parte. Eu între timp începusem să fac școală, dacă vrei, să mă pregătesc temeinic pentru ceea ce înseamnă un drum în viață clădit vis-a-vis de muzica populară. Nu numai
având ca bază școala de artă. Ai terminat liceul aici în București? Am terminat liceul, am terminat școala de artă, dar în paralel un liceu teoretic, da. Petru Rareș. Însă în paralel m-am pregătit în particular cu un profesor extraordinar, ce mie mi-e foarte drag, Steluța Popa. E un om care s-a schimbat destinul, care mi-a muzical. Schimbat destinul. Acum, din păcate, e bolnăvioară și când am auzit-o la telefon, sincer, am izbucnit în plâns. Are cancer laringian. În perioada liceului ai început să mergi tot mai des la festivalul, la concursuri, ai început să câștigi și premii. Da, am obținut foarte multe premii. În perioada aceea ziceam eu că sunt cei mai buni concurenți, cei cu care eu concuram și adevărat. Mama ta te susținea foarte mult. Mama mă susținea extraordinar de mult, e adevărat. I-ai împlinit visul până la urmă, da, acela de a cânta muzică populară. Da, i-am împlinit visul și probabil vedea și ea satisfacția, eu știu, realizărilor mele. Se vedea poate pe ea cumva în tinerețe, mă gândesc eu. Era foarte fericită. Da, Silvana. Evident. Știu că la un moment dat când am câștigat, de fapt, cel mai important premiu pe care l-am obținut eu, trofeul de la Mamaia în 2012. De ce este cel mai important premiu pentru tine acesta? Ce a schimbat el concurs, la cariera ta, Silvana Râciu? Așa l-am simțit eu. Un premiu foarte important pentru că e un concurs mare, printre cele mai importante din țară. Tu ai câștigat peste 100 de premii, cred. Nu știu, așa l-am simțit, da. Am câștigat foarte multe. Câte premii. Sute de diplome ai? Vreau să spun că am foarte, foarte, foarte multe. Au fost și dezamăgiri? Foarte multe, sigur că da. Câți ani aveai atunci când te-ai îndrăgostit pentru prima dată și de cine?
Vreo 16 ani. La 16 ani? Da, 16 ani aveam. Un coleg de liceu? Nu era un coleg de liceu. Era mai mare, era în cercul nostru de prieteni. Și știu că era întopită după el. Nu ne întâlneam noi foarte des pentru că nu mă lăsa mama. Pe urmă, când m-am mutat în București, el lucra, era mai mare cu vreo, nici nu știu câți, vreo 6 ani. Unde era la Zimnicea? Inițial, acolo ne-am cunoscut, doar că el lucra în București. Și la un moment dat l-a sunat mama și i-a pus în vedere: te rog frumos, îmi lași fata în pace. Fata mea trebuie să studieze. Ce-a mai suferit, vreau să spun. Să ajungă artistă. Da. Plângeam, stăteam în casă și plângeam, eram amărâtă. Peste ani însă ne-am întâlnit și am depănat amintiri. Și vreau să spun că și acum ținem legătura. M-am rămas prieten. Cât a durat această prietenie? O lună. Pentru că mama a avut grijă să nu dureze mai mult. Nu mai putea mama de ce îi ziceam eu, evident, faci ce zic eu sau... Dacă nu, asta e, m-am cuiat în casă. Însă mama totul a făcut ca să-mi fie bine. Însă bunicii casa mai există. Sunt în viață? Bunicii nu mai sunt. Bunicul meu a murit când eram pe la grădiniță, iar bunica mea la 85 de ani a murit după ce a murit mama. De ce a murit mama ta, Silvana Râciu? E un subiect foarte sensibil pentru mine, tot ce ține de mama. Vreo câțiva ani chiar nici n-am putut să cânt niciun cântec despre mama. Ai suferit foarte mult. Am suferit foarte mult. Am descoperit într-o bună zi că are cancer. Am mers la o operație pentru un chist, ovarian. Nu cine știe ce, da? Și am zis că după asta se termină totul, gata, se operează și își revine. A avut un cancer în zona genitală? A avut un cancer care doctorii presupun că ar fi pornit de la vezica urinară totuși și extins în zona genitală. Nedescoperit la timp, pentru că mama și-a neglijat sănătatea încercând să muncească cât mai mult ca nouă să ne fie bine. Și a amânat de pe o zi pe alta. Dar avea dureri. Avea, da, e adevărat, avea dureri. Ascundea să vă spună asta. Cu siguranță ascundea și n-a vrut niciodată să moară. Pur și simplu refuza. Până în ultima clipă nici măcar n-a pomenit nimic despre moarte. A luptat, ajunsese săraca piele și os. În momentul în care a venit preotul după ce a murit, a zis cât avea, 80 de ani. Atât de mult o îmbătrânise boala într-un singur an. Deși a avea 48 foarte, de ani. Foarte mult. Da, a suferit foarte mult. Cine a avut grijă de dumneai? Eu și bunica. O îngrijeam ca pe un copil. O schimbam, nu mai putea să meargă nici la toaletă, purgea puroi din rănile de la operație. Deci a fost cumplit la un moment dat, pur și simplu delira. În momentele alea mi era un pic frică, îmi spunea: trece-mă dincolo pragul. Dincolo era clar, pe lumea cealaltă. Acum imaginează-ți cum, și zicea: ia-mă din pat și du-mă acolo. Cum să o iau din pat și să o duc pe lumea cealaltă? Mi se părea ceva de nedescris. Numai când trăiești o astfel de experiență, o astfel de dramă, zic eu, poți să înțelegi cu adevărat ce înseamnă. Altfel poți doar să presupui. Dar a fost foarte greu, un episod extraordinar de greu. Atunci eram la începutul relației cu soțul meu și vreau să spun că el m-a susținut și m-a ajutat foarte mult. Deși și el se întreba, nu știu cum reușești să reziști. Mă chinuiam pur și simplu, mă obligam să fiu puternică pentru ea. Și toată lumea m-a întrebat, dar cum poți? Nu mi se părea deloc un chin sau un efort prea mare să am grijă. El era mic, avea 9 ani. A rămas și el marcat. Da, el făcea tot felul de nebunie, atunci avea o perioadă de-astea de zbucium. Însă cred că nu vrea să recunoască faptul că în sinea lui era amărât. Abia când am îngropat-o pe mama, a strigat-o. Și când am coborât-o... Da. Un moment destul de dificil. Da. Nu trebuie să-ți cer scuze. Ești un copil bun, Silvana, care plânge după mama ei. Mama ta a însemnat foarte mult. Și înseamnă și în prezent, pentru că de la ceruri te veghează. Este adevărat. Dacă dumneai a muncit foarte mult să vă crească, dumneai v-a ocrotit foarte mult și tu
ai îngrijit-o ca pe un copil până la urmă. I-ai devenit tu părinte mamei tale. Da, însă nu am simțit deloc povara asta. N-am considerat-o nicio obligație, nicio datorie morală. Asta am simțit că trebuie să fac și nu mi s-a părut o corvoadă. Mi-a părut rău că nu a putut să îmi însoțească mai târziu pașii, să se bucure de realizările mele. Însă îmi place să cred, așa cum ai spus și tu, că mă vede de sus. Și pentru frățiorul tău? Și nu a fost deloc ușor, da. Și ai devenit până la urmă mămică, trebuia să ai grijă de el. Da, a trebuit. Să-l formezi pentru viață. Cum v-ați descurcat după aceea? Tu lucrai undeva în acea perioadă? Nu, eram la facultate. La ce eram facultate? Eram la facultate, la geografie turism. Ți-ai aici dorit în București, tu să la... termini această facultate sau tot mama? Mama și-a dorit. Ai ascultat-o întotdeauna pe mama. Am zis, măi, dar fac muzică, fac extraordinar de multe sacrificii, pentru că la mine ziua nu era ca tuturor. Veneau de la școală și gata, puteau să fac orice teme și... Nu, trebuia să mă duc și la școala de arte, trebuia să mă duc și la pregătirea în particular. Deci la mine tot... Să mergi și la facultate și la festivaluri? Și la festivaluri, nu mai zic. Deci la mine oricum nu era o viață tocmai ușoară. De ce trebuie să mai fac și facultate? Pentru că trebuie să ai și o facultate. Maicuță sfântă icoană, glasul meu și-n somn te cheamă. Mama e primul cuvânt care-l spunem pe pământ, mă. Mai iubit, mai
Și pentru cât ai trudit până mare m-ai văzut mai. Sărut mâna mama mea, te iubi toată viața mai. Mulțumesc măicuță bună, suflet plâng ca o lumină. În acea perioadă ce îți lipsea? Crede-mă că nu prea apucam să mă gândesc. Mă străduiam pentru că ne era foarte aveai greu cu banii. Aveai timp și pentru tine? Nu. Să mergi la un film? Nu, n-aveam timp. Un băiat? N-aveam timp de mine, n-aveam timp de mine, asta e clar. Nu ți-ai făcut un alt prieten? Atunci, în perioada aia, când era mama bolnavă... Mică prietenie. Am mai avut așa fel de fel de ieșiri, parc și toate cele... Te curtau așa, băieții, dar pentru că ești nu, nimic o fată serios. Frumoasă. Da. N-a fost nimic serios sau demn de remarcat. Relația cu soțul meu a început în al doilea an de facultate. Unde l-ai cunoscut? În facultate. Ba, în primul an de facultate, nu în al doilea an. În al doilea an a murit mama, deci eram din primul an de facultate împreună. Și având o relație până astăzi, ne-am dedicat așa, dacă vrei, unul altuia. Cine a făcut primul pas? Tu sau el? El l-a făcut, dar mie nu-mi plăcea de el. De ce nu-ți plăcea de el? Era frumos, era atent, era... Pentru că... Cum se numește? Marius. Pentru că îi plăcea mamei. Și mama cum îmi impunea ea tot. Trebuie să stai cu X, trebuie să faci nu știu ce. Cred că din pricina asta tot ziceam. Dar ia-l tu, dragă, dacă îți place așa de mult și lasă-mă în pace. Asta la începutul relației. Mai greșea și mama câteodată. Da, da, da. S-a băgat de prea mult în viața eu, ta. Eu, până la urmă, știi tu cum e. Că destinul, dacă așa ție, n-ai tu ce să schimbi. Că zice mama, că zice oricine, orice. Și până la urmă s-a dovedit că el mi-a fost alături și m-a ajutat cu foarte multe lucruri. L-ai plăcut până la urmă? Te-ai după 8 luni, de după 8 luni l-am lăsat să mă sărute. A așteptat Marius 8 luni, dragi prieteni, să o sărute pe Silvana. Deși eram ca și prieteni foarte buni și foarte apropiați. Mergeam peste tot împreună, ieșeam să ne plimbăm. Numai că am fost cam a naibii cu el. Adică? La începutul relației am fost a naibii rău de tot, da. Îl certai? Da, eram așa o scorpiuță. Și încet, încet am început să-l plac. Bine, ca prieten îl plăceam, dar nu mi-l imaginam. Nici nu îmi trecea prin cap că din postura de iubit el, evident, mă plăcea și altfel. Uite, așa încet, încet ne-am apropiat unul de celălalt. Faptul că am fost în facultate, faptul că m-a ajutat să trec prin momentele acelea foarte, foarte grele. După ce a murit mama... Ți-a fost și mai aproape. Mi-a fost și mai aproape, pentru că tata n-a reușit să... Tot așa, cu banii era foarte greu. Mai reușeam din premiile pe care le obțineam să îi mai dau fratelui, să ne mai plătim toate fratele cele necesare. Fratele în ce clasă era? Păi când a murit, cincea, a șasea, când a murit mama avea 9 ani. Nici nu știu cât. A patra. Nu știu exact. Eu am ținut minte vârsta și el a fost cancertat cu școala tot timpul. De aceea l-a luat până la urmă fratele cel mare să-l crească. Tata a vândut casa din București pe care o cumpărase mama și a zis fost că, de acord că se mută la să țară. Să vândă această casă? Eu și dacă eram și dacă nu eram, inițial am zis că nu sunt de acord și a zis că ce, că el nu reușește să mai plătească cheltuieli și toate cele, înseamnă că îi vreau răul. Și atunci am zis, bine, eu deja mă mutasem la Marius și am zis, hai să nu fiu. Și ați împărțit măcar acei bani? Mi-a dat și mie o parte, nu știu cât a luat el pe casă, nu era vorba de bani până la urmă, doar că el a dat o primă rată sau o primă parte din bani undeva în zimnicea să-și cumpere o casă, ulterior, nu știu ce s-a întâmplat cu cea de-a doua rată, a pierdut casa. Și s-a ales praful. Și el a plecat. Din nefericire. Tu te-ai mutat la Marius până la urmă? Da, eu m-am mutat. Te-a cerut în căsătorie? Până să ne căsătorim a mai trecut ceva timp. A trăit o poveste de dragoste. Da, după vreo 6 ani și jumătate ne-am căsătorit de la începutul relației noastre. Te-au plăcut părinții lui? Nu. Nu? Absolut deloc. De ce? Pentru că erai o fată săracă? Pentru că eram săracă, da. Ei la vremea aceea erau înstăriți. Mama lui... știi tu cum sunt mamele de băieți, unele. Mai egoiste. Mai egoiste. Așa mai sunt soacrele până la urmă. Băgăcioase, mai... Între timp nu mai e chiar așa de băgăcioase, dar...
La început a fost. Da, foarte. Mi-a și gonit din casă, am stat o perioadă cu chirie. După aceea s-a îmbolnăvit tatălui, a aflat că e bolnav de cancer și am zis, să las de la mine, nu. Marius te iubea foarte mult. Da, Marius mă iubea foarte mult și a plecat cu mine. Și nu ținea cu mama, ținea cu tine. El a încercat tot timpul. Era la mijloc. Da, el a încercat tot timpul să nu se bage. Deși nu e o soluție tocmai bună, știi? Că dacă nu intervine spui niciun cineva punct de vedere, da, nebunele se ceartă în continuare, dacă vrei. Pentru că și eu, firea de asta... Important este să nu se ajungă la bătaie. Nu, nu e cazul de Doamne ferește. Da. Dar nici, uite și astăzi vreau să spun, după atâția ani, eu cu Marius sunt de 15 ani, am intrat în, cred că, în al 16-lea an. Noi toți în casă suntem impulsivi. Grea este mai dureroasă decât o palmă primită. E adevărat. Noi și astăzi, bine, eu cu Marius tot timpul am avut o relație de asta foarte tensionată. Niciunul nu lăsăm de la noi. Tot timpul suntem încordați, două pietre tari, da? Tu ești orgolioasă. Și soacra mea la fel. Ești orgolioasă? Mă, sunt orgolioasă, dar știi, altul e motivul. Mie nu-mi place să se bage nimeni. Cum reacționezi la supărare? Eu, lasă-mă în pace, pleacă de aici. Așa îi zic soacră mea. Iar ai venit la mine, lasă-mă în pace. Și cum o împaci pe mama soacră? Nu împac în niciun fel, că sunt fericită când e supărată pe mine. Da? Dacă nu mai vine, nu se mai bagă. În prezent mie vorbești cu dumneavoastră, ai da, o relație da, vorbim, bună? Vorbim, băi, vorbim, că n-avem cum, că stăm în aceeași curte, ce să facem. Da. Da, cred că ne-am învățat noi amândouă. Să știi că ne-am învățat așa. Da? Da. Vreau să spun că așa impulsive cum suntem noi, dacă plec pe undeva sau așa, sau pleacă ea, mi se face dor de ea. Deci, într-un fel, există așa o... Ai cui și să sentimente de afecțiune. Până la urmă. Nu-i spun mamă. Nu-i spui nu, mamă. Nici n-a vrut vreodată să-i spun mamă. Eu sunt de părere că mama e doar una. Și cum eu mi-am pierdut mama, nici n-aș accepta să spun altcuiva mamă. Nu știu, mi se pare că aș jigni-o pe mama. Și nu ți-a reproșat niciodată? Niciodată, nu. Nu, mama din punctul ăsta de vedere ne-am... eu îi spun pe nume. Și acum te alintă? Nu mă alintă niciun fel. Silvana, fata Silvana, mamei. Zice, dar nu mă alintă. Până la urmă ați făcut nuntă? Da, am făcut nuntă fără știrea soacrei mele. Socrul meu între timp a murit și am trecut printr-un alt moment foarte greu pentru soțul meu. Și cum... Te înțelegeai mai bine cu socrul tău? Nu. 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 Totuși mai bine cu soacra. Socrul meu vroia să mă plătească să plec din casa lor. La un moment dat erai a zis... o povară aici. Da, eram o povară lor. Pentru ei, așa o considera, că sunt o povară. Dar ei vroiau... Marea iubire pentru fiul dumnealor. Da, ei n-au văzut lucrurile. Așa, noi ne... Am avut așa o viață, n-am avut o viață tocmai ușoară, mulți ani. Cartea destinului eu era cred scrisă. Că și de asta s-a degradat așa în timp relația noastră, pentru că tot timpul să se bage cineva. Ați făcut nuntă? Da, am făcut fără nuntă. Fără știrea soacrei? Inițial am programat-o fără știrea ei, însă a aflat de la niște vecini de aici, de pe stradă, că e căsătorie. Cum? Sunt soacră și nu știu. Nuntă mare. Pe stradă, nu pe uliță. Da, da, da. A încercat ea, printr-o prietenă de-a mea, din copilărie, să oprească nunta. Dar până la urmă n-a avut ce face. Și unde ați făcut nunta? Aici, în curte. Soțul meu nici n-a vrut să audă de restaurant. A zis că nu, că e suficient că te duci tu și că prezinți la televiziune și că tot timpul vin ăștia cu camerele de luat vedere după tine. Nu vreau. Eu nu vreau să... Vreau decât poze. Și așa încât nu s-a filmat nunta ca să-i fac și lui pe plac. Am făcut-o în curte, n-am făcut-o la restaurant. Că ai îmbrăcat rochia de mireasă. Am îmbrăcat rochia de mireasă, da, evident. Când am fost furată în noaptea nunții, unde crezi că am fost dusă? La televiziune unde lucram, unde stăteam oricum zi de zi, până seara. Îți dai seama ce loc ingenios să fi dus. Acolo s-a ai nimerit. Fost o mireasă fericită? Măcar în acea zi ai fost și tu fericită, Silvana? Mai din unele puncte de vedere mă simțeam fericită. Din altele nu, pentru că nu erau alături de mine. N-a fost nici mama, nici tata la nunta mea. Tata era plecat. Mama era murise, în viață, nu, murise. Murise. Murise mama ta. Oh, n-a fost nici tatăl lui, a fost decât... Fratele tău, cel mic, a fost? Da, și fratele meu cel mic și cel mare. Însă știi tu cum e, că în momente de genul ăsta ai vrea să-ți fie alături părinții. Nu știu, da, simți nevoia. Și mai ales că eu am iubit-o pe mama extraordinară de mult,
să faci nunta. Da, m-am simțit singură, clar. N-a fost o zi tocmai comodă pentru mine, să nu zic mai mult. Dragostea noastră a început cu un fior necunoscut. Neicuț să mai scos din fire, ne-am aprins dintr-o privire. Când tu mâna mi-ai atins, mii de fiori ne-au cuprins. Și plutesc ca într-un vis, mă topesc de dor nestins. Ești dragostea vieții mele, ca așa a fost scris în stele. Să te port în inimioară, să fii dulcea mea comoară. Te iubesc cum n-am iubit, te doresc cum n-am dorit. Mă dorești cum nu credeam, mă iubești cum doar visam. Vorbe dulci mă alinți, cu șapte mă scos din minți. Mă dezmierz cu sărutări și cu aprinse îmbrățișări. Cerul tot e-n ochii tăi, când iubind arunci văpăi. Stelele în palma ta, când dăruiești dragostea. Ne alintăm ca doi copii, ne răsfățăm zi de zi. Noi doi ne-am îndrăgostit și iubirea ne-am găsit. La cât timp ai devenit și mamică? După încă un an și ceva. În 2006 ne-am căsătorit după 6 ani și ceva de relație. În 2008 am devenit mamică și vreau să spun că a fost o experiență care mi-a schimbat total lucrul, modul de a vedea lucrurile, de a percepe lumea. Și de a gândi. Și de a gândi, evident. În prima lună, vreau să spun că fiul meu nici n-a dormit în pătuți niciodată, dar în prima lună nimeni n-avea voie să o deranjeze. Doar ești o mamă fetița. Posesivă. Atunci eram. Între timp, cum am doi copii, nu prea pot să mai fiu decât permisivă. Ai o fetiță și un băiat. Am o fetiță și un băiat, da, și spuneam că m-a schimbat total. Mulțumesc frumos! Am început odată cu ea, vreau să spun, să mă bucur și de adierea vântului. Și chiar descoperea fiecare lucru. Cum ieșeam din casă, descoperea că îi adie vântul în păr, că vede o floare. Și am constatat că noi, oamenii mari, nu ne mai bucurăm de lucrurile astea mărunte, dar care sunt așa de frumoase. Ce poate fi mai frumos decât primăvara când îți adie pur și simplu vântul în păr după iarnă? În care... Sentimentul de mamă ți-a schimbat viața, da, și ți-a schimbat-o pozitiv. Da, mi-a schimbat-o pozitiv. Eu am fost înnebunită să am fetiță, am zis că dacă n-am fetiță, pa, nici nu-i copilul meu. Și Marius își dorea un băiat? El a zis că ar vrea băiat al doilea, nici nu mai avea loc de mine. Dacă am zis că vreau fată musai trebuia să fie, că altfel nu, cum nu se era. Cum se numește fetița ta? Andrada Maria. Și cine a botezat-o? Și ca ei Marioara Mărărescu. Dumnezeu să o odihnească. Și dincolo de asta, Marioara Mărărescu a fost omul care te-a și ajutat în cariera ta. Da. Și după aceea s-a născut?
S-a născut fiul meu, da, Luca Andrei. Fetița mea era foarte grijulie cu el când era în burtică și mângâia burtica și abia așteptam să iasă. În momentul în care nu era geloasă? Nu era geloasă, mă ajuta să mergem împreună. Eu am avut două sarcini foarte dificile. Până pe la 5 luni n-am reușit să mănânc mai nimic. Stixuri, covrigei și în rest cu stări de alea de rău, de nu puteam decât să călătoresc în vită. Nu erau toxice, dar cu stări de rău extraordinare. Cine l-a botezat pe Luca? Nicolae Botgros, și pentru că nu a putut să vină soția dumnealui, s-a oferit o prietenă de-a noastră, de-a familiei, Nicoleta Stan, da, să-i fie parteneră la botez, cum ar veni. Adică tu ți l-ai dorit de naș pe maestrul Nicolae Botgros? Da, l-am vrut. Ai țintit sus și de data aceasta și ai făcut foarte bine. El a venit de foarte multe ori în emisiunile mele și când eram însărcinată și vorbisem despre eventualitatea astăzi de a fi naș. Astăzi este ziua dumnealui? Păi îi spun din suflet, la mulți ani, sănătate, fericire și tot ce își dorește să îi se împlinească. În ultimul timp n-a reușit să ne întâlnim foarte mult. M-am oprit să-i faci tu urări mai întâi. La mulți ani, maestre, să fiți sănătos, să vă bucurați de familia dumneavoastră și vă mulțumim pentru că existați. Și domnul Ion Dolănescu, tot astăzi ar fi împlinit un număr de ani. Dar este acolo, la corul de îngeri, la cerul. Dumnezeu să îl odihnească în pace, a fost și rămâne o mândrie națională. Sigur că da. Sigur că da. Noi de altfel ar trebui să ne mândrim cu tot ceea ce înseamnă artist român de valoare. Vezi tu, trăim într-o lume în care primează alte lucruri. Eu știu, dacă vrei să apar la TV, că îți scoți un CD, că ai o realizare, nu prea contează așa de mult. Trebuie să te duci cu un subiect, că ți-ai făcut șuvițe roz, acum mă pun pe mine în și tu ți-ai făcut și... Da, eu am găsit o șuvițe modalitate. Șuvițe roz, da. Ți-ai mobilat această cameră foarte frumoasă. Eu am găsit o modalitate. Eu m-am asortat astăzi, uite, am văzut, fără am să văzut. Știu. Te-a ajutat fetița ta. M-a ajutat Ana Maria, care te place foarte mult. Și eu plac pe ea, să știi că mă uit cu drag la voi. Și eu o salut cu drag și îmi place că e cu mințică, așa o văd eu, și sensibilă. Eu nu o cunosc personal, dar așa o văd, așa o percep. Așa trebuie să fie. Da, așa o percep. Să se formeze pentru viață. Da, sigur. Ai trudit foarte mult. Eu am trudit foarte mult. Pe drumul cântecului, foarte pe drumul vieții. Da. Nu ți-a fost deloc ușor? Vreau să spun că toți mă vedeau nebună. La un moment dat am spus că eu o să ajung cineva. Vreau să Care fac televiziune. Toți? Rudele se uitau la mine așa. Și eu le spuneam, eu o să fac televiziune. Evident, n-aveam nicio șansă, doar cântam și n-aveam relații, n-aveam nimic, pur și simplu. Cum ai ajuns în televiziune, Silvana Rece? De unde și până unde? Cine te-a ajutat? Cine te-a descoperit? Prima dată am prezentat un festival împreună cu Georgel Nucă. Georgel mai cocheta cu televiziunea prin Vâlcea, pe la el, în Drăgășani. Și zice, Silvana, hai să prezinți cu mine. Dar nu prezint, că n-am prezentat niciodată. Zic, nu e ușor, nu. Mi-am scris eu texte, zic, să fiu documentată, pregătită, nu mă duc așa. Și m-am gândit ce variante ar fi, unde aș putea să prezint. Aveam foarte multe premii la Activ, dar asta nu mă ajuta în televiziune. În pentru televiziune, că nu este ca acum. Dar în cariera ta. Atunci doar tu erai prezentator. Serios. Și mulți vedeau lucrul ăsta, și cântăreț, și prezentator, nu cum e în regulă, și cum să fii, știi că exista problema asta. Am avut și eu foarte mult de suferit, da, în acea perioadă. Dar să spun cum am ajuns să fiu prezentator. Mie îmi puneau bețe în roate realizatorii. Și să caute Aurelian Preda să cânte și ce să mai caute să mai și prezinte. Adică nu aveam dreptul nici la cântat, nici la prezentat, să știi, nu eram bun de nimic. Prima televiziune de care te-ai îndrăgostit, care a fost? Evident, era televiziunea națională, că eram nebunită să apar, dar știi care a fost problema? M-am acolo gândit. Ai debutat, acolo am la debutat. Televiziunea națională. Acolo am debutat. În emisiunea Tezaur Folclorii. Frunză verdoasă, cioară, m-a ajuns necuța seară, m-a ajuns necuța seară, dorul tău pe ulicioară. Și m-a prins de mâna dreaptă, să nu mai scap niciodată. Să mă strângă. Când o fi cireșul floare,
inițial am fost la Niculina Merceanu, într-o primă filmare și ulterior m-a luat... Ești perfecționistă, Silvana? Sunt perfecționistă, dar m-am gândit care ar fi atul meu să mă remarc printre toți ceilalți ca prezentator. Și am care ajuns a fost la concluzia că la naturalețea... Da. Mi-ar aduce mai multe beneficii. Să fiu eu, să fiu naturală, să nu încerc să fiu ca nimeni altcineva și să nu fiu prea rigid. Nu ai fost niciodată cu nasul pe sus? Nu, cu nasul pe sus nu. Nici nu mi-ar place. Nu. Să revenim la televiziunea aceea, care ți-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața, e adevărat. O perioadă de timp și după aceea ți-a provocat multă suferință. L-am sunat pe președintele televiziunii, am făcut rost de numărul lui, nu mă cunosc, habar n-avea cine sunt. I-am zis că vreau să fac o emisiune foarte hotărâtă, ca și când eu aveam experiență de nu știu cât timp. M-a trimis la un director de-a lui, am spus ce am de gând să fac, ce vreau și cred că așa a fost să fie. Ai avut un proiect bun? Așa a hotărât Dumnezeu, zic eu. Și uite că lucrurile s-au legat. Dumnealui a avut încredere în mine și îi mulțumesc frumos, Viorel Micula, este președintele televiziunii. Îl salutăm cu drag și îi doresc tot ce poate fi mai frumos să îi se întâmple. O perioadă de timp acolo. Mai vreau să spun colegi, că mi-am dat Silvana și sufletul pentru televiziunea aceea. Mi-a părut rău că ai plecat, sincer, recunosc. A trebuit să plec. Da. Nu am plecat de bună voie, să știi. Dar uite că Dumnezeu ți-a ajutat și... Și apoi am fost interzis, ani de zile. Ești interzisă da. Și tu? De ce, după 9 ani în care pur și simplu mi-am dat, cred că, și sufletul pentru televiziunea aceea. Ai știi că plecam pe brațe prin țară, acea televiziune, știi Silvana. Că plecam prin țară, ca mult. Nebuna. Filmam câte 20 de emisiuni odată. Veneam cu 20 de emisiuni din țară, 20 de emisiuni de 3 ore. Înseamnă extraordinar de mult. Nici nu puteam în câteva zile. Deci făceam și câte 3 emisiuni pe zi, 4 emisiuni pe zi. Filmam de nebun, pur și simplu. M-am dus cu burta la gură, că tu știi că aproape am născut acolo. Prezentai atunci când erai gravidă. Da, până 9 luni, cu câteva zile înainte de a naște. Mi s-a interzis să aștept până momentul în care nasc. Musai trebuie să-mi fixez odată când trebuie să nasc. M-am certat și cu medicul meu ginecolog. Cum doamne să-ți fixez odată? Și în perioada de concediu îți lipsea televiziunea, sunt sigur de asta. Măi, da, că eram nebună după munca mea. Eu abia așteptam să muncesc. Și de ce a apărut această ruptură? E ceva așa de domeniul fantasticului. Nu știu să-ți spun. Unde ai greșit? Nicăieri n-am greșit. Cine nu te-a mai dorit acolo? La un moment dat s-a schimbat directorul. În locul lui Mihai Moș, pe care și tu cred că îl cunoști sau l-ai prins. Da? Și într-o bună zi mă cheamă domnul Mircea Popa la el în birou și îmi spune: Silvana, trebuie să-ți dai demisia. Păi ce am făcut? Nimic. Și atunci de ce să-mi dau demisia? Păi nu știm cum să spunem, este o poveste greu de perceput. Nu ai crezut că este o farsă? Ești urmărită, ai dosar penal. Eu? Păi ce am făcut? Singura infracțiune, folclorul, poate? Ești urmărită, ai făcut fraude bancare. Zic, dom'le, ce ai făcut? Ce legătură ai tu cu băncile? Zic, am un credit pe care l-am făcut pentru fratele meu mai mare, plătit la zi de altfel. Dar nu înțeleg unde e frauda de unde bancară. Și unde să ai un nu, dosar este penal. Un dosar, au venit să ceară nu știu ce acte de la Oradea, de unde sediu central. Sunt probleme în adevăratul sens al cuvântului. Mi-am angajat avocat, am zis nu-mi dau demisia, nu am făcut absolut nimic. N-am făcut decât bine. Nu te simțeai vinovată de nimic? Absolut deloc. Domnul Viorel Micula a crezut lucrurile alea, sau presupun că le-a crezut de vreme ce a acceptat. Să fie dat afară un om care era ca un cățel din ăla, fidel, știi, păi loial. Și unde era dosarul penal? L-ai găsit nu până la urmă? Nu există niciun dosar penal, nu există nicio urmărire, n-a existat nici măcar vreo declarație la poliție. Nu m-a căutat nimeni nicio secundă de acum un an și până în prezent. Și ți-ai dat demisia atunci? Nu mi-am dat demisia. Până la urmă, da, m-au dat afară. Au justificat ei un fel de... din asta, de colectiv, în masă, cum ar veni, și au mai dat încă vreo 2 oameni afară, ceva de genul ăsta. Am fost psihic destabilizată. Vreo 2 luni, cred că am fost în depresie. Soțul tău ce spunea, Marius? Nu-ți spun că și el era șocat. Să ne ducem. Suferea și el? Ne-am dus la bancă. Dom'le, hai să cerem actele, să vedem dacă e de la creditul ăsta. Și când am scris acolo, pentru ce? Că ne-au întrebat, dom'le, cum să vă eliberăm acte? N-a venit nimeni până acum să dăm copii după actele în baza cărora s-a dat creditul atunci, că voi ați adus actele.
Nu știu, dar pentru mine așa a fost scris o mare dezamăgire. Acolo în cartea, da, destinului tău, să suferi, ai intrat în depresie și mi-a să fac o mărturisire, draga mea. În ziua în care am fost și eu obligat să plec de la acea televiziune, am făcut primul atac de panică sever, am sărit din mașină. Veneam înspre București de la Alexandria, de la un spectacol cu fetița în mașină și conducea, Doamne, altcineva. Am sărit din mașină, am suferit îngrozitor de mult, pentru că mă simțeam neîndreptățit. Da. Muncise mult, la fel ca și tine. De aceea îți înțeleg suferința. Am venit aici la voi, că e veselia-ntoi. Am venit la oameni buni, la case de buni români. Lumea să se înveselească, așa-i vița românească. Am venit aici cu drag, mulțumesc cui m-a chemat. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca așa e la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca așa e la noi la români. Să facem roata mare din hotare în hotare, că e zi de sărbătoare și e veselie mare. Așa joacă neamul meu, lângă el mă prind și eu. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, că așa e la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, că așa e la noi la români. De la daci, de la romani, românul de mii de ani iubește, petrece, joacă, mereu e viața dragă. Vremuri bune, vremuri rele, trec cu zâmbet peste ele. Să vârtim jocul pe plai, ce mai viață, ce mai trai. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, că așa e la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, că așa e la noi la români. De când a primit un nume, românul român rămâne, cu cei dragi vrea să se adune. De când pe pământ a fost, Dumnezeu din rău l-a scos, i-a dat dor și crai frumos și trăiește cu folos. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, că așa e la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Prin toamnă, iarnă, am încercat să mă angajez în două locuri, numai că eu sunt obișnuită să lucrez la un la alt nivel. La alte televiziuni? Da, la alte televiziuni, și? Mai mici. Dar sunt obișnuită să lucrez la un alt nivel. Sunt așa cumva în căutări, dacă vrei. Avem în viață și momente cât din astea. Cât de mult îți lipsește televiziunea? Să știi că îmi lipsește foarte mult, pentru că eu mi-am neglijat partea de cântat și partea de artist, dacă vrei. Mi-am neglijat-o, nu știu, poate 90%. În detrimentul televiziunii. În această perioadă ai mai făcut imprimări noi? Am mai făcut imprimări, însă nu atât de mult cât ar fi trebuit să fac. Nici CD-uri n-am scos cât ar fi trebuit. Ai cântece frumoase, da. Ești iubită de public. Am imprimat cu Aurel Blondea, care mi-e un foarte bun prieten. Îl salutăm și noi. E un om absolut special. Multă sănătate. Salut și eu. Câte albume ai înregistrat până în prezent? Am înregistrat două albume. Unul editat în 2007 și unul... Sub agheta cui? Primul? Primul, o combinație. Și Aurel Blondea unele piese și câteva piese pe care le-am făcut cu Aurel Grigoraș, care se regăsesc și în radio de asemenea. Și cu nașul tău? Iar acum, pe acest maestru? Album, am câteva piese cu maestru Nicolae Botgros și restul cu Aurel Blondea,
cu care colaborez extraordinar de bine. Tu iubești foarte mult și costumul popular. Da, să știi că iubesc ai costumul multe? Popular. Da, am foarte multe costume populare. Din păcate, din păcate nu vi le pot arăta, pentru că noi ne-am renovat doar două camere și stau în pod. Multe dintre ele. Le-ai pus la naftalină. Da, foarte multe dintre ele. Sunt în saci puse bine. Să nu stea mult timp acolo. Nu, sperăm. Să le îmbraci da, foarte des. Da, păi mai le rotesc așa, știi? Mai iau unul sau altul. Ce definiție îi dai costumului popular? Cea mai frumoasă și mai bună exprimare a simțului estetic al femeii de la țară, care știe să-și îmbine extraordinar de bine și cu bun simț culorile. Și vroiala, acea vreme când a fost creat fiecare femeie în parte, să fie ea cea mai frumoasă și să aibă cea mai frumoasă îmbrăcăminte. Și uite că au reușit peste timp să dea adevărate comori. Noi suntem foarte bogați foarte din bogați. Acest punct de vedere. E adevărat, suntem foarte bogați din punctul ăsta de vedere. Căsnicia cum îți merge, Silvana? De ce râzi așa cu foc? Foarte bine! Foarte bine, da! Păi cum ne-a mers așa mai mereu? Cu certuri, cu... Văd foarte mult roz aici, violet, mov. Da, pentru că mi-am imprimat eu nota de... Se spune că rozul semnifică nevoia de dragoste. Noi avem o relație tumultoasă, așa am avut-o dintotdeauna. Am vrut chiar să divorțăm, sigur de ați ce? Văzut și voi. Pentru că ne înțelegem mai mult sau mai puțin. Știi. La televizor să văd divorțuri, să văd... Da. Însă, de dragul mult. Copiilor, aveți doi copii împreună. De dragul copiilor, am zis. M-a susținut foarte mult. Da, noi vedem pe lucrurile diferite, așa. Da, zici tu? Sunt sigur de asta. Noi vedem lucrurile diferit, viața o vedem diferit. Știi tu, două caractere total diferite? Ei, așa suntem noi. Însă, faptul că avem doi copii, pe care iubim amândoi extraordinar de mult. Ei și vă ei unesc foarte da, mult. Ei ne unesc, exact. Și încercăm să trecem peste neînțelegerile noastre, peste toate probleme, pragurile. Peste pragurile de orice fel, e adevărat. Ești geloasă, Silvana? Acum nu. Dar ai fost? Dar am fost, da, foarte geloasă. Marius este gelos? Da, este. Păi să nu-i mai dai motive de gelozie și nu mai este gelos. Mai știi tu cum e în cazul artiștilor, că sunt fel de fel de admiratori, fel de fel de... Oameni care, da, în fine, nu pune el cum preț pe lucrurile astea. Cum îl descrii pe Marius în câteva cuvinte? E un om bun la suflet, cu siguranță, și iubește foarte mult copiii și e muncitor. Și care este cel mai mare defect al lui? E foarte cicălitor, e o adevărată soacră. Și cel mai mare defect al tău, Silvana Râciu? Cel mai mare defect al meu în căsnicie? Că nu sunt așa de îngăduitoare și că nu las de la mine. Păi lasă de la tine, schimbă-te. Păi eu vreau să fiu mai mult lăsat în pace, așa vreau liniște, vreau... Nu prea îmi place să... El e genul de om care dacă am lumina aprinsă, de ce? Stinge! Nu ca să facă economii. Așa. E două noapte, n-ai adormit, dar așa mi-am format ritmul. Ai și prietene de multe, Silvana Răciu? Să știi că am foarte mulți amici, foarte multe persoane cu care am o relație profesională foarte bună, dar prieteni puțin. Întrebam prietene de o cafea, să mergeți da, împreună ieșim, la un salon. Ieșim la și masaj, acolo, îți place sigur. Foarte mult să mergem. Am o prietenă foarte bună la un salon, stilista mea Margareta Mihai, și ea să știi că mă sună, eu de multe ori nu mă vopsesc, n-am timp de mine, deși dacă cineva se uită la televizor ce a stat toată ziua, stă prin saloane, sigur, stă. Dacă așa sunt subiectele... Așa se vede la televizor, da, să știi. Da, să știi, așa sunt subiectele. Astăzi poți să fii cea mai bună voce, poți să fii cel mai bun artist. În televiziunile în care merg și eu foarte des de altfel, trebuie să ai cu totul alte subiecte. Și de ce iar mergi eu ca să-mi lansez acolo, albumul, face bine ție? Este singura variantă ca să fii în atenția publicului. Pentru și că astăzi, și să-ți promovezi un, un cântec, eu vreau să spun un lucru. Așa mi-am promovat albumul. Altfel nu te cheamă nimeni, doar să-ți lansezi albumul sau să ți-l promovezi. Dacă te duci și le spui la televizor, mi-am pus silicoane. Da, zicea, uite, am și un album. Am și un album, acest album îl lansăm. Tu ți-ai pus silicoane? Da. După, da? După cea de-a doua naștere, eu am avut sarcinile foarte aproape una de cealaltă, pentru că așa a trebuit să fie. Și am și vrut așa, pentru că era o perioadă în care, știi tu că femeile însărcinate, ca și greutate, oscilează, se îngrașă. Și am zis, măi, dacă
măcar am făcut un sacrificiu, pormă, iar slăbesc, iar mă chinuiesc să țin cură și așa, hai să fac și cel de-al doilea copil și vedem ce va fi după. Doar că îți dai seama că toate cele s-au lăsat. Cum am slăbit eu, a trebuit să slăbesc, mi s-a pus în vedere de la televiziune directorul meu ai de atunci. Ai ținut o cură severă atunci? Da, Dorin Gram a zis, ai la dispoziție până începe misiunea, trebuie să slăbești. Și ziceau producătorii, dar ce vreți, dom'le, să alergăm în jurul televiziunii, ce să-i facem ca să slăbesc? Așa încât a trebuit să slăbesc 20 ceva de kilograme. Cum ai reușit? Ai făcut în sport? Maxim 2 luni. Am ai și ținut nemâncată? Cure drastice. Am alternat fel de fel de cure. Am stat și nemâncată, da. Așa. Însă lucrul ăsta n-a prins bine deloc nu te-a ajutat corpului meu. Mult. Cum de altfel nu prinde niciunui organism bine, nici fizic și probabil și pielea nici... lăsată pe și cor, s-a lăsat pielea mai greu. Și a trebuit să îndepărtez tot felul de... Ai făcut așa? Operații estetice? Da. Multe? Și, de două ori am fost. Am făcut o remodelare corporală prima oară cu scos de piele de pe unde era cazul, că slăbisem... Na, slăbisem foarte mult. Ajunsesem în timpul celei de-a doua sarcini, cred că pe la 80 de kilograme. Băi, am trecut prin niște clipe, Doamne, nu le-aș mai repeta. Cred foarte, foarte mult. N-aș mai repeta. Vreau să spun că mi-au spus colegi atunci, mă, dacă tot îți faci lucru, fă-ți măi și la nas. Eu aveam un nas foarte... Nu-mi place deloc când mă uit la pozele vechi, zic tu, nici nu vreau să le văd, un nici n-am prin foarte casă. Cum? Natural, urât. Așa te-ai născut. Nu plăcea de mine, atunci nu mă vedeam așa urâtă, da. Acum era puțin când... mai mare, nu? Ce? Puțin mai mare și mai lunguț, așa și mai... Știi ceva? Eu te felicit pentru tot ce ai făcut. Bravo, da, mulțumesc frumos. Ești o femeie care se îngrijește și îți place să fii frumoasă, să te menții frumoasă. Felicitări, Silvana. Așa, ești un model limite. Pentru toate doamnele de acasă, să știi. Cele care acceptă. Uite, cele să știi care că acceptă, sunt multe persoane este. Care mă apreciază, altele mă critică, însă nu mă interesează. Eu n-am făcut-o nici pentru a fi apreciată de... cineva anume, nici pentru a fi criticată. Am făcut-o pentru mine ca să mă simt bine în pielea mea. Neicuță cu mândre multe, cu fășdele mai ții minte. Doar privește, răsucești și o mândruță-ți găsești. Tipești și frumos mai ești, le mângâi, le îndrăgostești. Te iubești o lună, două și ca-ți altă mândră nouă. Le spui vorbe dulcișoare, ești un hoț de inimioare. Doar la iubit îți stă gândul, de ca să nu-ți vine să scape de așa bărbat. Și femeia când o vrea, bagă bărbatul belea. Să-mi placă mie și numai al meu să fie. Inima ți-aș da și gata, dar nu te împart cu alta. Eu nu-s ca mândrele tele, nici nu vreau să fiu ca ele. Și oricât tot hoinărești, ca mine nu mai găsești. Ce pasiune! Îmi place să colecționez, să colecționez, zic eu să colecționez, să adun fel de fel de...
Bijuterii, nu neapărat aur, din de, aur, sau? Nu, aur nu port, deși am și aur, nu port argint. Absolut deloc. Port argint, port chiar și gablonțuri, îmi plac foarte mult bijuteriile cu cristale, nu știu dacă am voie să spun de care. Nu. Asta nu se consideră reclamă. Am înțeles. Cred că sunt semi-prețioase, nu? Ai și nu? Diamante? Am un inel cu diamante. Să știi că nu sunt adepta lucrurilor foarte scumpe cu care să epatez, să zic, ăsta a costat nu știu câte mii de euro. Exclus. Și alte pasiuni? Am un inel cu diamante pe care mi l-a făcut cadou soțul meu când am născut-o Marius. Pe Andrada. Vedeți? Marius. Are 49 de diamante, micuțe, așa, foarte frumoase. Dar nu-l port nici pe ăla. Pasionată de bijuterii, da. De costume populare. Da. Și de am o ce? Colecție, să știi, frumoasă de icoane. Și îmi place, nu prea am unde să le mai pun. Trebuie să le faci loc. Da, ai probabil colțul să mai tău fac acolo. Fel de fel de... Am mai multe colțuri. Unele le țin cu trofeele, cu o parte dintre trofee. Când, și unele aici, lângă pat, pe o noptieră. Îl iubești mult pe Dumnezeu? Să știi că da, nu-mi place să... Nu ești habotnică? Da, nu sunt habotnică, nu-mi place foarte mult. Ai legătura ta directă. Am o legătură, să știi că specială. Pe mine m-a ajutat, eu așa consider, pe mine m-a ajutat Dumnezeu din nimeni să devin cineva. M-a ajutat Dumnezeu să trec peste perioadele foarte grele. Peste perioade în care poate... N-aveam un ban în buzunar. Să ai realizez... gustat și din sărăcie, da, în viața ta. Este adevărat, este adevărat. Și am mers foarte mult acolo. Și am vorbit cu un preot de acolo și i-am spus cum e legătura mea cu Dumnezeu. Nu sunt un om care merge foarte des la biserică, însă niciodată n-am exclus rugăciunea spun, Doamne, din viața mea. Ajută. Și mă rog, ai nu există timp. Seară în care să nu mă rog. Citesc acatiste de multe ori peste ani în posturi lunea, miercurea și vinerea, negre până la anumită oră cât pot să rezist. Eu cred în Dumnezeu și simt, am simțit toată viața. Cum ajutorul pe lui avut Dumnezeu. În viața ta? Da, am avut foarte multe. Foarte multe? Da, era să mor de foarte multe ori. Odată când eram mică, am mers la Dunăre, pentru că Zimnicea e un oraș la Dunăre, la plajă, da. Și tata m-a scăpat de pe saltea, pur și simplu era să mă nec, doar că noroc aveam pe cap o tichiuță prinsă, așa, și m-a scos. Era să mor înnecată. Era să mor înnecată. Nu mai era să mor încă o dată înnecată, la mare. Ne-am dus la Marea Neagră. La Marea Neagră, da. La Neptun, cu soțul meu, dacă nu mă înșel. Și acolo n-ai voie să te duci în valuri mari. Mie oricum e frică de valuri mari. Știi să înnoți? Eu știu să înnot, dar dacă nu sunt valuri, înnot așa, cât să nu mă duc la fund. Dar sunt foarte sperioasă. Foarte sperioasă. M-a scăpat dintr-o mână. Eu am crezut că m-a scăpat din amândouă. Oricum n-am mai simțit că mă ținea doar de o mână. M-a izbit de nu știu câte ori de partea de jos a apei. Am simțit cum mor atunci, efectiv, știi cum se duce viața, nu știu, până la urmă el m-a scos. Atât de speriat am fost și atât de... și aveam mâna vânătă aici, atât de rău mă strânsese. A fost încă o cumpănă atunci. Da, și mai era să mor încă o dată pe trecerea de pietoni, așteptând pur și simplu să trec, s-a făcut verde, când am văzut că s-a făcut verde, toată lumea a mers să înainteze pe trecerea de pietoni. Numai că s-a găsit unul care trecuse pe roșu, știi cum a trecut? Nici un centimetru de mine. Vreau să spun cât a durat. 2 secunde de când a început mașina să fie în dreptul meu până să treacă. Pur și simplu eram șocată. Zic, Doamne, am fost la un centimetru de moarte. Un centimetru, și nu mai mult. Și ție este frică de moarte, așa îmi spuneai. Mie mi-e frică de moarte, da. Mi-e foarte frică de moarte. De viitor îți este frică? De viitor nu mi-este frică. Îmi doresc să fac mai mult cu viața mea, să realizez mai multe lucruri. Ce nu ai face niciodată în viața ta, Silvana Râciu? Cred că nu m-aș mărita cu unul cu bani și bătrân. Așa? Ca să-mi fie mai bine. Asta n-aș face. Ești o femeie fericită? Depinde din ce punct de vedere. Sunt împlinită din unele puncte de vedere. Atâta timp cât îmi doresc și altceva, cred că nu e o fericire de plină. Cum definești fericirea? Eu cred că fericirea e un lucru trecător. Cred că ar trebui să învățăm să fim fericiți și cu lucrurile mici pe care le avem. Le considerăm noi mici, dar poate că sunt mai importante decât le vedem noi. Știi, suntem luați de tumultul ăsta al vieții și nu mai apreciem ceea ce avem cu adevărat.
nu știu, poate chiar dacă stai o zi în pat și te relaxezi, zicea, ce am făcut? A trecut ziua. Să știi că nu e așa. E o fericire că poți să fii liniștit o zi în viața ta și... Și sau... ai mai prins un răsărit și da, una sfințit. Exact. E și păcat să nu ne bucurăm de fiecare zi pe care o trăim. Cum ar fi fost viața ta fără cântec? Nici nu mi-o imaginez. Îți dorești să cânte fetița ta? Da, să știi că îmi doresc, dar nu știu dacă va cânta muzică populară. De ce? Pentru că ea e... Îi place ce face mami, o admiră extraordinar de mult pe mami și orice face mami e are grozav. Voce? Are voce și băiețelul și fetița. Da, fetița e mai nebunatică, așa, mai... Și băiețelul, bine, au o relație, se iubesc foarte mult, dar se și șicanează foarte mult. Când sunt separat, stau fiecare cu minți, când sunt împreună e dezastru. Este mai atașată fetița de tine decât băiatul? A fost o perioadă în care, da, fetița a fost mai atașată de mine, dar de când stau acasă vreau să spun că și cel mic e înnebunit după mami. Oare Luca va cânta? O va moșteni pe mama? Tu știi ce a ales Luca de pe tava aceea la un an, știi, când îi se ia moțul? Nu. A ales o icoană. Și eu am zis, eu glumeam când era el mic, bebeluș, până la un an, îi plăcea să, era nebunit să mănânce, cât mai mult, să mănânce, să mănânce. Zic, mamă, tu ești bun de preot, frate, te duci pe la toate pomenile, o să mănânci zdravă-n acolo, eu vreau preot să devină. Bine, era o glumă de-a noastră vis-a-vis de mâncatul mult, că nu-i musai să mănânci mult, dar știi că așa se spune, că preoții mănâncă mult. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Când a luat de pe tavă icoana, am zis, uite, o să devină preot. Nu știu, eu mi-aș dori să devină preot. Acum ce va vrea el, îți dai seama că Dumnezeu decide. Dumnezeu decide, da, sigur. De cine ți este dor astăzi? Foarte dor mi-e de mama, foarte dor mi-e de copilărie, de oameni sinceri. Ce ai schimba la roata vieții tale? Nu știu dacă aș schimba ceva. Aș face așa încât poate mama să trăiască mai mult, dacă mi-ar sta mie în puteri. Nu știu dacă aș schimba ceva la viața mea neapărat, că știi tu, cu bune, cu rele, Dumnezeu ni le dă pe toate cu un anume scop. Dar parcă aș schimba puțin, dacă mi-ar sta în puteri, lumea. Aș scoate puțin mai mult din răutate, din invidie, din te simți invidiată? Prefăcătorie. Nu mă deranjează să mă știu invidiată. Dar nu-mi place când eu sunt un om bun și ajut și celălalt la un anume moment nu e la fel de bun cu mine. Să știi că m-am străduit. Nu, m-am străduit după 30 de ani asta să-mi scot toate lucrurile astea legate de invidie din minte, din felul meu de a fi. Asta nu înseamnă că dacă, uite, ne întâlnim, mai povestim despre ce se întâmplă. Dar asta nu înseamnă că o povestesc cu răutate sau că... Nu. Mai și am învățat, prin culise. Am învățat să nu mai judec. Noi oamenii ne credem în felul nostru, am spus-o de multe ori, mici dumnezei. Ăla e așa, îmi place ăla e așa. Catalogăm pe fiecare, ăla e gras, ăla e slab, ăla e nu știu cum. Ăla gras poate are o problemă de sănătate. Ia și tu puțin altfel lucrurile. Sau ăla umblă cu nu știu cine, sau aia umblă cu nu știu cine și e măritat. Dar poate nu-i fericită în familie. Privește-te pe tine. Dar poate oglindă. Se întâmplă ceva, dar de ce trebuie să privim atât de superficial? Fă cunoștință cu tine. Sau să catalogăm oamenii. Neicuța ce mie pe plac, el nu mă vrea, eu îl plac. Dar ce fac cu sufletul? Îi spun inimii să se oprească de iubi și cum să învăț să trăiesc fără omul ce-l iubesc, măi. Sufăr nopți și sufăr zile, nu văd să-ți pese de mine. Plâng și-ți tot vorbesc în gând, noapte-n vis în brațe sunt, măi. Că tu-n vis doar mă iubești și vorbe dulce șoptești, n-aș mai vrea să mă trezesc, visul să nu-l risipesc, măi. Ții de
sufletul să poți simți ce ți-a fost dat a iubi, mă. Dacă Dumnezeu a vrut să te iubesc așa mult, nu m-a ales la întâmplare să-ți port eu dragostea mare. Că Dumnezeu dragostea n-o dă să suferi din ea mai mult decât să iubesc, ce-aș putea să-ți dovedesc, mai mult decât sufletul. Nu știu, neică, ce ai vrea tu, dar să știi, te-ai aștepta până când să viu ai vrea, măi. Silvana, în ce nu crezi? În falsitate. Nu-mi plac oamenii falși și să știi că deseori sunt revoltată. Și chiar mă enervează lucrul ăsta. Nu-mi plac deloc oamenii falși. Dă-mi trei nume de interpreți pe care îi iubești foarte mult. O să-ți dau doar unul. Pe care îl apreciez extraordinar de mult ca și voce. Asta nu înseamnă că nu apreciez restul oamenilor. Prin prisma meseriei pe care o fac, apreciez trei sferturi dintre oamenii cu care colaborez. Dar îl admir extraordinar de mult pe Ionuț Fulea. Ca și voce. Atât de frumos cântă live și cu atâta sensibilitate. Îmi plac oamenii care transmit, oamenii care trăiesc ceea ce cântă. Mă înțeleg foarte bine cu Constantin Măgureanu. Suntem prieteni de familie, cu el, cu Vera. Timpul zboară. Zboară, da. O întrebare pentru Aurelian Preda. O întrebare. Să știi că eu apreciez și în toți anii ăștia, chiar dacă eu nu mi-amintesc să fi vorbit la telefon vreodată, am urmărit așa cât am putut tot ceea ce ține de cariera ta. Mulțumesc. Și am apreciat fiecare pas pe care l-ai făcut, fiecare evoluție, am simțit ajutorul lui Dumnezeu în fiecare lucru pe care l-ai făcut. M-am uitat pe Facebook-ul tău, am și plâns uneori când mai postez fel de lucruri, pentru că sunt, știu că ai probleme mele. Din punct de vedere al sănătății și te apreciez extraordinar de mult că ai atâta tărie și cu siguranță ai și momente în care cazi psihic. Cad câteodată, la dar asemenea probleme pentru puțin nu se timp. Poate. Cum reușești să fii așa de puternic? Mă ajută, bunul Cum reușești Dumnezeu să muncești atât de mult? Mă ajut eu. Sunt foarte ambițios. Știi ce îmi spun eu în momentul în care mă simt rău? Aurelian, Ion, trebuie. Ei, cei de acasă, au nevoie de tine. Și interpreții. Dar și cei care mă iubesc cu adevărat. Cărora le mulțumesc. Și ție îți mulțumesc din suflet. Ce proiecte ai pentru anul acesta? Ce urmează? Îmi doresc un nou proiect de televiziune. Doamne, vreau să mă invit și pe mine, te rog. Cu drag. Vreau să muncesc cât mai mult, să mă simt utilă. Nu-mi place deloc să stau. Să mai fii mămică? Nu. Nu mai vreau asta. Pentru să te împaci bine doi cu copii. Soacra? Da, reușim în unele momente să ne împăcăm mai bine sau mai puțin bine. Da, vreau să am liniște. Vreau să fie copiii mei sănătoși și noi, evident, noi toți. Și să apar sănătoși. Mai mult, să ne și încânt. Da, cu drag vreau să fac lucrul ăsta. De apariții TV n-am dus lipsă, slavă Domnului. A avut grijă Dumnezeu să compenseze celelalte lipsuri. Este păcat de glasul tău frumos cu care te-a hărăzit bunul Dumnezeu. Eu îți mulțumesc frumos că m-ai invitat și să știi că de mult mi-aș fi dorit să fiu protagonistă, să ajung să fiu protagonistă în emisiunea ta. Am ascultat cu drag toate celelalte povești de viață. Mi-a plăcut să descoper oamenii și altfel decât îi știam, pentru că noi într-un fel îi vedem la televizor și altfel sunt ei în realitate. Fiecare poveste de viață este diferită. Spre exemplu, pe mine foarte puțini oameni mă știu altfel. Mă văd din prisma emisiunilor acestora de cancan, în care suntem nevoiți, dacă vrem să apărăm, este opțiunea ta și să mergem. O respect. Și, nu știu, consider că am viața roz, dacă am casa roz, că mă duc toată ziua la saloane. Dar dincolo de asta sunt, mulțumesc din suflet, dincolo de asta sunt foarte multe lucruri ascunse acolo undeva în sufletul meu. Poate deziluzii, suferințe, nedreptăți, oamenii nu știu lucrurile astea. Dar și de multe ori mă judecă. Mai lucrul ăsta nu-mi place. Cartea sufletului tău. Da. Și mai recitești câte un pasaj de acolo, te reîncarci și pornești în continuare pe drumul vieții. Camera aceea ți aparține. Ce le mai spui telespectatorilor noștri? Le spun telespectatorilor să fie oameni buni, să fie oameni cu sufletul deschis, să judecăm mai puțin, să înțelegem mai mult, să fim mai iubitori,
ci să privim artiștii dincolo de fața pe care ei o afișează pe scenă sau în emisiuni. Să privim sufletul. Sufletul omului e cel mai important. E adevărata noastră comoară pe acest pământ. Multă sănătate! Succes pe drumul cântecului popular, succes pe drumul vieții, să te bucuri de îngerașii tăi, de soțul tău și să îi ai aproape pe cei care te iubesc cu adevărat. Mulțumesc frumos! Să fiți și voi înconjurați de oameni sinceri, tu, Aurelian, Cora, vă mulțumesc frumos amândurora. Și colegul meu, Adiță. Și pe el, îl pup, nu știam cum îl cheamă așa, încât m-am limitat doar la voi doi, pe voi doi vă cunosc de foarte mulți ani. Mulțumim. Și să dea Dumnezeu să faceți la fel de acum încolo lucruri frumoase, emisiuni frumoase și să vă dea Dumnezeu sănătate, că e mai de preț ca toate. Suntem o echipă și muncim. O familie. Cu drag. O familie. O familie. Bine ai spus. Salutări de mâini. Te pup cu drag și... Revin la episodul 2. Abia aștept. Eu abia aștept, vă aștept aici cu mințică pe canapeaua mea roz. Dragi prieteni, artista Silvana Râciu a semnat astăzi o filă în cartea emisiunii Destine Celebre. Noi ne reîntâlnim duminica viitoare, începând cu orele 13. Până atunci vă doresc multă sănătate și să aveți dorințe împlinite alături de cei dragi. Doamne ajută! Prea repede trece timpul și nu prea mă împac cu gândul că se duc anii tot zboară și-ai vrea să fii tânăr iară. Ai vrea să oprești timpul în loc, să nu îmbătrânești deloc, viața s-o oprești din drum la anii ce-i ai acum, măi. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, timpul trece într-una. Viața-i numai una. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mai trecu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas? Așa, n-apoi anii de-ar veni, ce-am greșit n-aș mai greși, măi. Nu-mi pare rău de nimic, doar de tinereț un pic, din viață iau ce-i frumos, vreau să trăiesc cu folos, măi. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, timpul trece într-una. Viața-i numai una. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mai trecu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas? Și în goana lor iau clipe frumoase în zbor, ca așa-i rândul pe pământ, dar rămâne ce-ai făcut, măi. Anul parcă-i doar o zi, ziua clipă parcă-ar fi, viața trece într-o clipită, rămâi cu clipa trăită. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, timpul trece într-una. Viața-i numai una. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mai trecu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas? Viața-ți trăiește, orice clipă prețuiește, tot strângând la avuții, trece viața, nici nu știi, măi. Azi vrei una, mâine alta, niciodată nu zici gata, să nu vrei doar să muncești și la suflet să gândești, măi. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, timpul trece într-una.
viața-i numai una. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mai trecu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas?